Au vrut să o facă pe grozavi, dar au ajuns în cele din urmă pe mâna poliției. Vorbim despre 5 indivizi care au fost reținuți de mascații de la Fulger, ei fiind învinuiți de omor și huliganism. Suspecții cu vârstele cuprinse între 21 și 39 de ani au intrat în vizorul polițiștilor ca urmare a unor acțiuni huliganice, în urma cărora se presupune că aceștia au omorât un bărbat din Sporeni împușcându-l. Totodată, în cadrul reținerii și perchezițiilor efectuate ulterior asupra indivizilor, au fost găsite mai multe arme și muniții care ar fi deținute ilegal. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei 5 riscă să-și petreacă următorii 20 de ani în spatele gratiilor.